Luni 30 octombrie 2023 au fost semnate 40 de noi contracte de finanțare a unor investiții pentru modernizarea unor drumuri de interes local, pentru înființarea sau extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și pentru alte obiective ale comunităților locale. Valoarea finanțărilor de astăzi este de 100 de milioane de euro, la fel ca în anterioarele deschideri de finanțări, și printre cele de astăzi se află un important proiect vâlcean, susținut de primarul liberal Irimia Marian, din localitatea Făurești. Este vorba de 17,7 milioane de lei pentru modernizarea și extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare. Prin obținerea acestei finanțări, primarul Irimia Marian va deschide șantierul, așa cum a promis, pentru un important proiect de dezvoltare locală, iar cetățenii se vor bucura de condiții echivalente cu cele orășenești. Conducerea filialei PNL Vâlcea continuă să sprijine proiectele primarilor liberali. Ca președinte al PNL Vâlcea, vreau să-i asigur pe aleșii noștri că și în viitor vor găsi în conducerea filialei, în mine personal, un sprijin de nădejde în eforturile noastre comune, făcute pentru creșterea nivelului de trai al concetățenilor, declara președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.